Bărbatul care a proiectat bunkerul lui Saddam Hussein era nepotul femeii care a proiectat bunkerul lui Adolf Hitler. Creierul uman primește 11 milioane de bytes de informație în fiecare secundă, însă este conștient de doar 40 dintre aceștia. 98% dintre casele din Marea Britanie au podele mochetate, însă în Italia, doar 2% dintre case au astfel de podele. Toate cuvintele scrise pe Twitter într-o singură zi ar umple 10 milioane de pagini de carte. O lumânare aprinsă creează 1,5 milioane de diamante minuscule pe secundă. Oamenii care au un salariu mai mare de 7.000 de lei pe lună fac parte din cei mai bogați 4% oameni ai planetei. În Grecia antică nu exista cuvântul religie. Cea mai mare afacere a Italiei este mafia. Aceasta produce 178 de miliarde de dolari anual, ceea ce reprezintă 7% din produsul intern brut al țării. Femelele de cangur, urs koala, vombat și diavol tasmanian au câte 3 vagine. În secolul al XVII-lea, salariul guvernatorului din Barbados a fost plătit în zahăr. Veniturile mondiale obținute din vânzarea anuală a cocainei depășesc veniturile anuale ale Microsoft, McDonald's și Apple combinate. Inima unui om pompează suficient sânge pe parcursul vieții încât ar putea umple 3 vase petroliere de mare capacitate. Prefixul telefonic al Rusiei este 007. În anul 2008, un bărbat din Ohio a fost arestat pentru sex în public, cu o masă de picnic. În Japonia, doar 2% dintre adopții sunt adopții de copii. 98% dintre acestea sunt bărbați adulți cu vârste între 25 și 30 de ani. Liechtenstein, a 6-a cea mai mică țară din lume, este cel mai mare exportator de proteze dentare. 10% din pozele făcute în istorie au fost făcute în ultimele 12 luni. În secolul al XII-lea, armata daneză era formată din 7 oameni.